Thank you.
poate! Capul poate! Hai, dracule! Manule, nu mai cobor! Adi! Hai, Manule! Manule! Thank you.
Vine!
Hai,
Nu!
Ajută-te, bă! Du-te la locul tău! Du-te, mă! Bravo! Nu! Autogol al lui Alexandru Ilie de la CSM Focșan. CSM Focșan, Dacia Unirea Brăila, 0-1.
Stimare la CSM Focșan, iese cu numărul 15, Robert Bratu, și intră cu numărul 20, Dăruș Munteanu. Thank you.
Hai băieți! Haideți! Gol! Nu! Bravo! Gol, bă! Gol CSM Focșani! În minutul 39 înscrie pentru echipa noastră cu numărul 7 Ionuț Manu! 1-1 CSM Focșani, Dacia Unirea Brăila! În minutul 41, cartonaș galben pentru Danuț Muteanu de la CSM Focșani 2007. Thank you.
Pauza la Focșani 1-1, CSM Focșani, Dacia Unirea Brăila.
Haide, Lovitura de începere a celei de-a doua reprize aparține oaspeților Dacia Unirea Brăila. La pauză 1-1 CSM Focșani, Dacia Unirea Brăila. Jos!
bara börja! Cartonaș galben pentru jucătorul cu numărul 19 de la Oaspeți, Florin Lungu, în minutul 50. Gol pentru Dacia Unirea Brăila, 1-2 îmi scrie Gabi Baciabi pentru formația brăilană. Hai,
Minutul 59, cartonaș galben pentru jucătorul numărul 19 de la CSM Focșan, Alexandru Cosmin Ilie. Baftă! Bravo, băi!
bir dakika bulma. În numărul 62, schimbare la CSM Focșan, iese cu numărul 7 Ionuț Manu și intră cu numărul 18 Răzvan Gorobei. Dacia Unirea Brăila, în minutul 65, înscrie cu numărul 19 Florin Lungu, capitanul echipei. Hai, le auzi!
Două schimbări la CSM Focșani în minutul 68. Ies cu numărul 10 Valentin Genovici și cu numărul 5 Ștefan Pădineanu. Intră cu numărul 8 Mihai Stancu și cu numărul 11 Brian Lemac. Go!
Popov! Coro, scut, scut, nu trate de el! Stancule! Stancule! 20 de minute, haide! Este vorba de numărul 11, Brian Lema. Oh my God!
Schimbarea la oaspeță în minutul 75, intră cu numărul 8, Andrei Apostolache, și iese cu numărul 10, Robert Vâlceanu. Golul acea Unirea Brăila, în minutul 78, înscrie cu numărul 7, Marius Pocârlă. Oh, my God.
8 minute înainte de final, dar noi am dat pentru numărul 9 de la CSM Focșani, Sergiu Giurgiu. Ivan Elavace, Amunierea Brăila, în minutul 83. Iese cu numărul 17, Gavin Baciavi, și intră cu numărul 9, Cosmin Zanfir. Oh!
În minutul 86, cartonașul roșu pentru jucătorul cu numărul 2 de la CSM Focșani, Bogdan Panaite. Partida va fi prelungită cu 5 minute. Thank you.
Schimbare la Dacia Mulirea Blăila, iese cu numărul 6 Valentin Rogu și intră cu numărul 16 Ștefan Sava. Cartonaș galben pentru numărul 8 de la CSM Focșani, Mihai Stancu. Final de meci la Focșani, CSM Focșani, Dacia Unirea Brăila, 2-4, după 90 de minute, plus 5 de prelungiri. Domnilor și domnilor, dragi prieteni ai fotbalului, etapa viitoare, sâmbătă 3 octombrie de la ora 15, CSM Focșani se deplasează la Galați, unde va juca Clonțelul, iar în etapa 5-a, pe 10 octombrie, tot sâmbătă de la ora 15, aici pe Milcovul, CSM Focșani, Sportul Chișcani. O seară bună tuturor, numai bine!